Stimați telespectatori, bună seara! Sunt doctorul de acolo, Octavian, și vă invit alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Realitatea Medicală aici la Bucovina TV. Avem plăcerea de a avea invitat în această seară alături de noi pe doctorul Nistor Adrian. Domnule doctor, bună seara și bine ați venit la noi! Domnul doctor este medic specialist chirurgie generală la Spitalul Județean Suceava. Face parte dintr-o familie de medici, soția este medic anestezist. Au și o fetiță, cât are fetița? Un an. Un an. I-a stăiat moțul recent acum, ha? Ce mai este nou prin spital? Ce să fie nou? E bine. Totul în ordine. Totul avem secții nouă, da? Avem de chirurgie. Secții nouă de chirurgie, săli noi de operații, un regim nou. Da, totul este frumos. Mai sunteți în afară de spital, deci mai sunteți implicat într-o activitate la... La Policlinica Bucovina, fosta Policlinica Industrială, unde fac mică chirurgie. Numai mică chirurgie, din păcate, chirurgie mare nu se poate face acolo. Nu se poate face o chirurgie mai mare. Da. Domnule doctor, despre ce ne veți vorbi în această seară? Aș vrea să abordez o problemă despre pancreatita acută. Este o boală, este o mare dramă abdominală care afectează populația de diferite vârste, de la copii până la bătrâni, de la femei la bărbați și cu o rată de mortalitate foarte crescută. Cam care ar fi cauzele declanșării acestei boli? Cea mai frecventă cauză este o cauză biliară. Cauza biliară, asta înseamnă că de obicei este litiază biliară, pietre la fiere. Pietre la fiere, să înțeleagă telespectatorii, da? Lumea, pietrele acestea la fiere, dacă sunt mici, sunt mai periculoase. Atunci când aceste pietre, calculi, cum se spune medical, pleacă din colecist, din vezica biliară și obstrucționează ducturile prin care fierea, bila, este evacuată în duoden și are loc un reflux biliar înspre pancreas, apare pancreatita. Deci asta este o cauză cea mai frecventă. A doua cauză este alcoolul. Pe primul loc sau pe a doilea loc? Al doilea loc. Am luat o statistică mondială. Nu știu. În România? În România. Deci alcoolul, da? Alcoolul. Etilismul. Etilismul acut. Cum ar afecta acest consum de alcool? De obicei, pacienții etilici nu doar consumă alcool, ei consumă și fac și un abuz alimentar, un abuz de lipide, care duce la o evacuare excesivă a enzimelor pancreatice și activarea lui în parenchimul pancreasului cu o apariție autodigestiei pancreatice, ce duce la o pancreatită. Deci, înțeleg, telespectatorii, enzimele astea există în formă inactivă în pancreas, da? Da, sunt sub formă de enzimogeni, care sunt secretați de către pancreas în forma lor inactivă, activându-se atunci când pătrund în duoden. De exemplu, enzima trepsina este secretată în formă de trepsinogen, ajungând în duoden, ea este activată de alte enzime la rândul ei, devenind trepsină, adică forma ei activă, unde poate digera alimentele. Da. Și în momentul în care se produc această dramă, cum ați denumit-o dumneavoastră, da? Sau așa scrie în cărți, da, de fapt. Se spune mare dramă abdominală. Mare dramă abdominală. Deci aceste enzime nu mai apucă să mai ajungă în intestin să se fie activate, se activează pe loc în pancreas. În pancreas și ei, cum diger în pancreasul. Ele fac ce știu mai bine, digeră, da? Deci da. Cum n-au ce digera altceva, digeră propria glandă care le-a produs. Da. Ca frecvență, a spus că este destul de frecventă această boală. Este destul frecventă și, din păcate, și mortală. Și mortală. Afectează mai mult femeile decât bărbații sau amândouă sexele sunt afectate fără discriminare? Păi nu putem să zicem că nu bărbații sunt afectați mai frecvent. Depinde de societate. Adică în unele societăți
aceste nu este o dominantă, în altele bărbații predomină din cauza alcoolului. Da, deci revenim la vechea problemă, consumul de alcool. Aveți vreo clasificare, ceva în ce privește evoluția acestei pancreatite? Deci clasificări sunt, s-au încercat să se facă multiple clasificări. În dependență de evoluție, în dependență de etiologie, de exemplu, în dependență de etiologie ar fi o pancreatită biliară, cum am mai spus, o pancreatită alimentară, o pancreatită ischemică. De asemenea, pot apărea datorită medicației, este pancreatită post-traumatică, este pancreatită post-intervenții chirurgicale, de exemplu, intervenții chirurgicale, cum ar fi anevrism de aort sau extirparea unui rinichi, adică operații care sunt în preajma pancreasului, se efectuează. Deci orice injurie adusă, da, deci adusă, da, organului respectiv, poate se poate solda până la urmă cu declanșarea unui proces pancreatitic. Da. Această clasificare ne ajută la o abordare a acestei boli, presupun. Da. Această pancreatită, deci, poate evolua într-o formă mai ușoară sau într-o formă mai gravă. Cea mai ușoară o numim noi edematoasă, iar cea gravă este pancreatita severă, cu evoluție spre necroză a țesutului pancreatic și de vecinătate, cu complicațiile ei mai tardive, care sunt fuzeile cu formare de pseudochist sau infectarea cu formarea de abces pancreatic sau peripancreatic. De asemenea, clasificări dintr-o pancreatită severă pot fi după evoluările computer tomografice. Sunt clasificări propuse după gradul de necroză a pancreasului, după numărul de fuzee, după acestea fiind adunate, rezultă un scor, scor Baltazar se cheamă, și dă un indice de severitate computer tomografic. Un scor mai mare, de 10, este un indice grav, un scor mai mic este un indice mai favorabil. Da, toate aceste scoruri sunt folosite de către medici, sunt folosite de către noi, practic în activitatea curentă. Populația, telespectatorii noștri, interesează mai puțin de scorul Baltazar, deși ei nu prea le au cu chestia asta. Ei știu, vor să știe când să se gândească că au o pancreatită sau au o afectare pancreatică. Cam care ar fi simptomatologia clinică care îl face pe bolnav să se gândească că, domnule, am o pancreatită. Pacientul de obicei acuză dureri abdominale puternice care apar brusc. Sunt niște dureri care se întind pe tot abdomenul, se cheamă în centura abdominală. Sunt, unii pacienți spun că le doare mai mult spatele, de fapt, pentru că pancreasul se află mai mult spre spate și durerile iradiază de acolo mai mult. De asemenea, pacienții acuză vărsături multiple, repetate, alimentare, pentru că și pacienții cu pancreatită cel mai des sunt mâncați bine. Așa. De multe ori apare febra. Asta este și un indice, un prognostic de severitate. Pacienții aceștia vin la spital de obicei pentru că nu suportă aceste dureri. Însă o pancreatită poate evolua grav, fulminant și în câteva ore. Adică nu poate fi
considerată o pancreatită în formă incipientă dacă a debutat acum o oră. Ea poate fi deja o pancreatită severă. Pe lângă toate aceste semne care am spus, într-o pancreatită apare și șocul, șocul enzimatic, pentru că toate enzimele astea pancreatice și produsele de digestie a țesuturilor înconjurătoare sunt absorbite în sistemul circulator, intoxicând astfel organismul. Sunt afectați rinichii, provocând o insuficiență renală. Sunt afectate mezourile mezenterice, vasele sanguine ale intestinilor, prin compresia lor datorită unei presiuni intraabdominale crescute, pentru că într-o pancreatită apare și ileusul, adică un fel de pareză intestinală care duce la meteorism abdominal, nu? Deci, la ocluzie, nu știu cum să explic. Se camuflă, da? Se camuflă deci pacientul, da. Da? Și atunci se umflă ca un balon abdomenul, deci care abdomenul crește în dimensiuni, da? Este destins și este foarte dureros. Apar și fenomenul de insuficiență respiratorie, da? Deci bolnavul numai fiind un bolnav gras și pletoric, dar el nu prea poate să mai respire, da, chiar cum trebuie. Oricum, indicele de obezitate este un indice care duce, care arată un prognostic negativ. Adică dacă este un pacient obez și are pancreatită, este un prognostic rezervat. Deci este un scor negativ pentru el, da? Deci un punct în minus. Nu? Da. Deci bolnav cu durere în bară de obicei, da? Deci la nivelul abdominal superior, asta este semnul patognomonic sau în centură, cu cum a spus dumneavoastră. Cu vărsături, da? Cu distensie abdominală. Da, deci nu se poate alimenta, deci nu poate... Nu se poate spune alimenta. Că, domnul doctor, nu pot ține nimic în gură, nu? El vomită. Chiar și apa, eventual, da. Deci pe ce o vomită? Și asta o să detailăm un pic la tratament, că noi ne confruntăm foarte des cu această afecțiune și grija cea mai mare, fiind și o persoană mai plinuță, chiar ori cu piatră la fiere, ori cu, din cauza de consum de alcool, da, grija cea mai importantă este să mănânci. După ce i-a cedat un pic simptomatologia, repede la mâncare. Dom'le, dar mă doare de nu mai pot. Deci, asta o să detailăm un pic, că unul una din armele terapeutice, deci este postul. Așa, post și rugăciune. Este un tratament, postul. Un tratament pentru pancreatită. Așa. Ce alte simptome mai prezintă acest bolnav? Deci, mă gândeam la manifestările psihice de multe ori la pancreatitei. Păi, într-o pancreatită are loc și o afecțiune mentală, dar probabil mă refereați la sevraj. Nu la sevraj, mă refeream la intoxicație enzimatică care se produce. Da, apar encefalopatii. Encefalopatii mai ales encefalopatii prin edem cerebral, pentru că tot lichidul ăsta extravazează, se acumulează în intestine, în spațiul 3, cum se spune, și atunci are loc și un dezechilibru hidroelectrolitic puternic, iar lichidul, apa, este acumulată și în creier, provocând un edem cerebral și pacientul este obnubilat, nu răspunde la coerent la întrebări, de multe ori nu știe unde se află sau ce îi se face. Așa. Mă gândeam și la intoxicația asta enzimatică, care dă o stare de agitație extremă și de multe ori găsim acești pacienți la psihiatrie. Da. Deci chiar în ciuda experienței clinice și așa, deci o să detailați mai târziu cu simptomatologia și care de multe ori poate fi săracă, așa, și bolnavul se trezește la psihiatrie, cu toate că el nu are nici în clinice mânecă cu această disciplină, ca să spunem așa. Domnule doctor, deci astea ar fi semnele care ar orienta, da? Deci telespectatorul, în caz că are o așa durere, să
să meargă spre, să-i meargă gândul că ar putea avea o pancreatită. Bineînțeles, și un istoric, adică pacientul trebuie să se gândească că a mâncat ceva, a băut ceva, pentru că astea sunt cele mai frecvente cauze. Se știe cu litiază biliară, asta i-ar orienta diagnosticul. Mă gândeam cu ce s-ar face diagnosticul diferențial, adică la ce s-ar, ce ar trebui exclus în aceste cazuri? Păi diagnostic diferențial poți să faci într-o pancreatită cu orice, sau dacă nu știi cu ce este pacientul, poți să-l internezi cu diagnosticul de pancreatită, ca după aia să-i găsești alt diagnostic. Pacientul având un abdomen foarte mare, destins și dureros, poate minima o perforație digestivă, o peritonită poate minima. De asemenea, poate fi și unii ar putea zice că are pneumonie, pentru că de multe ori are pleurezie, iar într-o pleurezie poate avea și dureri abdominale. Deci, de asemenea, insuficiență renală are. Deci, cu orice boală chirurgicală, medicală, se poate face un diagnostic diferențial într-o pancreatită. Vreau să vă întreb, în momentul în care vine un bolnav cu semne de pancreatită sau bănuit ca fiind pancreatită, care ar fi semnele clinice care orientează medicul spre această, spre diagnosticul de pancreatită acută? Clinic, pacientul are dureri abdominale, are vărsături. Deci durerea abdominale atroce, de multe ori se zvârcolesc. Distensie abdominală, da. Cel mai bine diagnosticul de pancreatit se pune prin explorările imagistice și analize de laborator. Deci, de multe ori, examenul clinic și anamneza poate pune diagnosticul. Însă un diagnostic de certitudine este pus paraclinic, prin investigații. Cine face fără investigațiile moderne? Așa e. Țin minte că eram secundar și aveam un laborator acolo la Iași, aveam un laborator care funcționa, era încadrat cu laborant, luam analizele respective care erau de multe ori, erau mai mari amilazile, nu era mai mari amilazile, dar mergeam la radiologie repede, îl puneam pe ăsta la ecran, de multe ori radiologul nu era apt și atunci trebuia să folosim, utilizam noi aparatul respectiv și urmăream repede dacă are o ansă santerială. Gata, are ansă santerială, hai să-l internăm, că este pancreatită acută. Acum altfel se pune problema, deci avem un arsenal de investigație destul de important, dacă vreți să detailați un pic. În primul rând, aș vrea să spun despre analizele de laborator. Începând de la hemoleucogramă, care poate arăta o leucocitoză, adică prezența unei infecții, care uneori poate fi sau alteori nu poate fi. Deci nu intră în categoria indicilor de severitate. Însă dacă este o leucocitoză, atunci este un indice de severitate. Putem vorbi despre amilazele totale, amilaze pancreatice, spre lipază. Acestea sunt semne directe ale prezenței pancreatitei, însă specificitatea lor nu este 100%, adică amilazele totale, amilaza pancreatică, lipaza, cresc și în alte afecțiuni, în afecțiuni ale tractului digestiv, în afecțiuni ale glandelor salivare, care au și ele amilază. Deci nu este specificitate absolută, însă creșterea lor ne poate orienta către diagnosticul de pancreatită. Da. Domnule doctor, trebuie să luăm o pauză mică de publicitate, după care o să revenim. Am revenit în direct. Domnule doctor, rămăsesem la explorările de laborator, da? Deci ați enumerat hemoleucograma, amilazele, da? Da, deci amilazele, deci care sunt parte în amilaze totale, dintre care face parte și amilaza pancreatică, care are o specificitate mai bună. Noi luăm amilazele totale la spital.
De asemenea, este lipaza, care este mai specifică decât lipaza serică, decât amilaza pancreatică. Acestea au un rol în stabilirea diagnosticului într-o pancreatită, însă colaborat cu datele clinice și investigațiile imagistice. De asemenea, din laborator face parte luarea în evoluție a proteinei C-reactive. Aceasta asociată cu datele clinice și în evoluție ne poate da un prognostic al evoluției pancreatitei. De domeniul, adică pentru a îmbunătăți diagnosticul și prognosticul pancreatitei, se pot recolta însă în laboratoare mai dotate interleuchine, care sunt niște factori a inflamației. Aceștia nu se iau în mod regulat, pentru că sunt costisitoare și nu toate laboratoarele sunt dotate. Însă ce putem face noi, în spital la noi, este să recoltăm proteina C-reactivă, CRP-ul. Eu cred că dacă am cere la laborator să ne iei și interleuchinele, se le-ar lua fără niciun fel de problemă, numai nu cred că se justifică, deci nu fac parte din practica noastră curentă. Se iau în centre universitare unde se fac studii. Păi, da, mai mult interes, mai mult interes științific decât, deci, practic, pentru noi practicienii, deci nu prea au mare semnificație. Cum analizele acestea de laborator, corelate cu date clinice, cu vârsta pacientului, cu inclusiv albuminele se pot lua, pentru că dacă este un pacient denutrit, mult timp indicele de severitate este crescut. De asemenea, din date clinice este obezitate, toate acestea formează niște scoruri. Scoruri care sunt monitorizate în evoluție, care pot prezice o evoluție benignă sau malignă a pancreatitei. Scorul Ranson, APH2, APH3, scoruri combinate în care se adaugă proteina aceasta C-reactivă, mai sunt scoruri IMRE, toți au făcut scoruri. Toți au făcut. Asta da. Deci ne arată cât de gravă este această boală și și pe cât, la răspândită. Așa, și cât de insuficiente, practic, au fost mijloacele de diagnostic și de tratament la momentul respectiv, așa că fiecare s-a gândit să facă, să adauge ceva, nu? Da. 80% din pancreatite evoluează spre rezoluție. 20% spre necroză, complicații și deces. O să revenim. Alte analize de laborator, mă gândesc la probele hepatice, pentru a vedea și răsunetul asupra organelor vecine? Bineînțeles, cum am spus un picuț mai recent, sunt probe, putem recolta probe renale, probe hepatice, pentru că într-un șoc toxicoenzimatic pot apărea insuficiențe ale acestor organe. Insuficiență acută renală, o creștere a creatininei, o creștere a urei, de asemenea a transaminazelor hepatice, o insuficiență cardiacă care decompensează în acest context de presiune intraabdominală crescută cu compresia vaselor de sânge și a reîntoarcerii dificile a sângelui. Deci toate acestea, măcar dacă este o insuficiență a unui organ, se consideră o pancreatită severă. Iar prognosticul este... Da. Am avut niște desincronizări cu regia, deci pentru ca să înțelegem mai bine aceste analize care se iau și vom trece mai departe și la analizele imagistice care se fac în această pancreatită, aș dori un pic să vorbiți despre anatomia acestui organ, ca să înțeleagă telespectatorii mai bine cu cine au de-a face. Da. Păi ar trebui să știm unde este pancreasul situat. Da, pancreasul este situat în abdomen. Așa.
Deci, din cauza asta apar durerile abdominale. Este situat înapoi a stomacului, da? Și ca organe vecine are în față stomacul, în posterior are coloana vertebrală, vasele de sânge mari, în stânga are splina, în dreapta duodenul, care îl și integrează pe el. Deci aici, în imaginea curentă, este afișat unde este. Deci este cam în mijloc. Situat strategic. Situat strategic, da. Este înconjurat de organe cavitare. Aici este reprezentat evoluția embrionară a pancreasului, ca să înțelegem de unde provine el. El provine din tubul digestiv primar. Din cauza aceasta este intim aderent de duoden, de potcova duodenală și nu poate fi separat. Deci duodenul ăsta, să înțeleagă telespectatorii, este prima porțiune a intestinului subțire, după unii, sau... Da. Sau prima porțiune după stomac imediat, da? Deci care unii îl integrează... Da, deci acolo este situat și are o legătură strânsă, cum se vede și pe imaginea respectivă, cu vezica biliară. Deci este după stomac situat, prin canalele care duc sucul acesta pancreatic în duoden, circulă și bila la un moment dat, formând o ampulă comună cu ductul, cu coledocul, numindu-se ampula Vater. Aici este problema, în ampula aceasta, pentru că ambele comunică. Aici, când un calcul biliar este... Se elimină din vezica biliară sau în calculul autohton a căii biliare, este împins și stagnează înspre ieșirea lui spre duoden, aici are loc problema, pentru că această ampulă este comună, are loc refluxul biliar, stagnarea sucului pancreatic și activarea intraparenchimatoasă în canalicule a enzimilor pancreatice cu apariția pancreatitei. Aceasta este o pancreatită etiologică. Aici se vede cum curge lichidul biliar și sucul pancreatic. Da? Așa. Să ne referim un pic la fiziologia secreției pancreatice, da. Dacă nu mai aveți ceva de anatomie. Aici se arată un mecanism de cum apare pancreatita, de etiologie biliară. Acum are loc împingerea unui calcul, în coledoc ajunge calculul, apoi în ampula comună Vater, cu stoparea circulației, cu dilatația, cu activarea enzimilor pancreatice și apariția pancreatitei. Colecistul văd că se destinde și el. Colecistul se destinde și el. Foarte frumoase imagini aveți. Da. Superbe. Deci ca o posibilitate, deci o să vorbim la tratament, este posibilitatea efectuării unei extrageri retrograde, endoscopice a acestui calcul. Ca să înțeleagă telespectatorii că ați menționat la un moment dat... Asta este extracția endoscopică a celui calcul, care l-ați văzut blocat în imaginea schematică în filmulețul recent. Aici are loc sfincterotomia, așa, cu extragerea acelei pietre care are dimensiuni mai mari decât ieșirea, blocând acea ieșire. Da, asta să înțeleagă telespectatorii că ați menționat la un moment dat că sunt periculoase pietrele mici. Pietrele mici. Deci în niciun caz o piatră mare nu va putea fi eliminată din colecist decât prin alte mecanisme. Deci pietrele astea mici, pietricelele astea mici. Da. Deci ele sunt, și mai ales acum sunt tot felul de tratamente de astea naturiste, cu tot felul de agenți de astea colagogi care... Acum
trecem un picuț la altă temă despre dizolvarea acestor pietre. Nu toate pietrele se dizolvă. Da. Bila trece, pietrele rămân. Nu, dar problema este că n-au o anumită dimensiune și în momentul în care ai o medicație asta colecistochinetică, deci care da. Îți pune deci, în contracție fierea, da? Deci aceste pietre nu fac decât unele din ele să oprească practic în locul ăla unde acționează aparatul, da? Unde se chinuie să-l scoată, să scoată piatra afară și atunci se producă această pancreatită acută. Da, să lăsăm se chinuie doctorul să scoată piatra. Deci, despre fiziologie, ce să zic, deci are un rol foarte important în digestia a proteinelor, a lipidelor, a glucidelor. Eu vreau să vă rog să mai comentați un pic aceste imagini, sunt foarte frumoase. Deci acum văd că... am văzut cum s-a blocat piatra aia în canalul ăla comun, care se cheamă ampula lui Water. În sensul ăsta se intră minim invaziv, endoscopic, pentru că această operație se poate face și clasic, prin tăietură pe burtă. Aceasta se face prin înghițirea unei sonde oro-duodenale. Da? Deci prin gură, da? Prin gură. Deci prin gură. Da? Se ajunge până la intrarea dinspre duoden, da? Intralumenal. Se, dacă vedeți, are o ansă, vedeți calculul acum, piatra a ieșit, deci operația a reușit, se intre cu ajutorul acestui aparat în ampula uteriană, se poate face control prin injectarea unei substanțe de contrast și vizualizarea radioscopică a calculului. După care, după ce s-a vizualizat calculul, ca să nu se facă manevra fără a avea această piatră, da? Cu ajutorul unei anse, care este cuplată la un electrod, adică este prin coagulare, se taie sfincterul, mărindu-se astfel calibrul ieșirii și se extrage această piatră. Deci, odată scoasă această piatră, am rezolvat pancreatita etiologică. Deci, în momentul în care am văzut acolo că iese fum, deci atunci, practic, se tăia... Se coagula. Se coagula, se, da? Ardea. Se ardea. Se ardea țesutul. Țesutul respectiv, da? Deci, mergând din aproape în aproape, pancreatita aceasta etiologică, odată apărută prin blocarea ieșirei, continuă de la sine, adică noi am rezolvat etiologia, apariția, însă n-am rezolvat pancreatita. Pancreatita odată declanșată, se automenține, enzimele secretate se activează singure, pentru că o enzimă activată o activează pe cea inactivă și procesul de autodigestie continuă. Aș vrea să fac o anomalie cu prinde un păianjen, o muscă. Deci el injectează în ea acele enzime, musca se digere. Deci același lucru face și pancreasul cu noi. Este un prieten atunci când este sănătos și este cel mai mare dușman când este supărat. Da. Nu-i bine să-l supărăm. Și nu-i bine deci, să-l supărăm. Amatorilor, deci purtătorii de litiază biliară să vină să se opereze, iar etilicii să termine cu sportul ăsta, nu? Acum nu toți care fac abuz fac pancreatite și invers. Nu toți cei care au un mod sănătos de viață nu vor face niciodată pancreatită. Să dau un exemplu. Un bătrân, o bătrânică care ține post. După ce trece postul, mănâncă nu mult, dar destul să declanșeze pancreatita. Adică organismul, dacă nu este obișnuit, o perioadă mai lungă de timp, cu altfel de alimente și noi, dintr-o dată, abuzăm de acest pancreas, atunci se poate declanșa
pancreatita. Nu vreau să zic de etilici. Oricine poate bea o bere. Deci nu trebuie să bei 2 litri de alcool sau țuică sau ceva. Puțină bere, un pahar de bere poate provoca pancreatita. Adică dacă un om este duce un trai de sănătos, un mod sănătos de viață, să-l ducă până la capăt. Adică să nu se abată de la regulă. Pentru că orice abatere de la regulă, organismul lui este obișnuit cu un mod sănătos de viață, poate să producă această pancreatită. Mai vin de multe ori, mai vin bolnavi cu pancreatită care spun că au fost la Prășit sau eu știu, la Strasul Recolte, undeva în câmp, și au băut apă rece și a simțit el că de acolo îi se trage. Este vreo legătură între consumul acestei ape rece și apariția pancreatitei sau pur și simplu este un folclor? Că de multe ori, deci ei pun pe seama, deci nu recunosc că o seară sau două înainte au tras o băută zdravănă, așa pun pe seama acelei ape rece care au consumat-o. Nu știu, poate și acum să căutăm mecanisme, putem găsi prin ischemie locală, da, nu cred. Deci nu cred eu că... Domnule doctor, v-a sunat doamnă Maria, cred că a fost operată de domnul doctor Nistor Adrian și aș dori să-l felicit pentru onestitatea și profesionalismul de care dă dovadă. Mulțumesc! Da, să revenim. Vreau să ne referim un pic și la fiziopatologie, ca să înțeleagă. La fiziopatologie, fiziopatologie secreții pancreatice, da? Tot am discutat despre reactivarea enzimelor acestea. Ați văzut din ce cauze pot apărea. Sunt enzime care digere proteine, care scindează glucide și altele care au rol în scindarea lipidelor. Da, deci să înțeleg de respectatorii, de fapt, acum tot agresimilor, amidonului. Da, sunt trei principii mari, deci, care, da, toate da. Dietele acum care se promovează peste tot. Deci da, avem zaharul, da, deci glucidele, proteinele și lipidele și grăsime, da? Da. Pancreasul este implicat în digestia a tuturor acestora. Ca ajutor îi servește bila, fierea. Aceasta are rol în saponificarea grăsimii, pentru că grăsimea nu poate fi resorbită integral pentru că are o consistență care nu poate fi digerată ușor. Însă această saponificare făcută de bilă, cu ajutorul enzimilor pancreatice, este scindată în lipide mici care sunt absorbite. Da, domnule doctor, o să revenim în continuare cu mecanismul, iar lui regia o pauză de publicitate. 060. Da, am revenit în direct. Domnule doctor, deci am înțeles acum din filmulețele care le-ați proiectat, cam care este anatomia, cam care e rolul acestei glande, așa, cam care ar fi analizele de laborator care trebuie luate. Să vedem care ar fi explorările imagistice, care joacă un rol destul de important în diagnosticul și prognosticul acestei afecțiuni. Cel mai la îndemână este ecografia. Nu este o explorare imagistică specifică, însă un ecografist experimentat poate vedea această inflamație a pancreasului, creșterea în dimensiuni și mai ales a fuzeilor. Fuzee însemnând aceste acumulări de lichid în spațiile retroperitoneale care pot fi foarte mari uneori. Acestea sunt pline de toxine, de compuși de digestie. Enzimele acestea, toate astea provoacă un șoc toxicoseptic. De asemenea, poate elucida etiologia. Dacă găsește litiază biliară sau o litiază colidoceană, ne spune despre etiologia litiazică a pancreatitei. Deci, aceasta este unica etiologie care se poate rezolva chirurgical. Pancreatita, în continuare, se va vedea cum se va rezolva.
Am spus despre ecografie, computer tomografia este cea este la îndemână la noi, în Suceava. Aceasta are o specificitate mare pentru că vede pancreasul. Iar dacă probele renale, urei, creatinine sunt în limite normale, se poate face o computer tomografie cu substanțe de contrast și se vede dacă această pancreatită nu are, nu este o pancreatită de etiologie ischemică. De asemenea, se văd foarte bine fuzeile pancreatice, pseudochistul sau abcesul care are o densitate de computer tomografică mai mare, se văd și ele, însă acestea sunt niște evoluții, apar într-o evoluție mai tardivă a pancreatitei. Însă toate acestea pot fi diagnosticate computer tomografic. Și, de asemenea, se poate face un scor computer tomografic, de care am menționat, scorul Baltazar, care ne ajută pe noi la stadializarea într-un câtva a pancreatitei și prognosticul acesteia cu o specificitate nu atât de mare, însă ne poate spune un scor Baltazar 6 sau un scor Baltazar 10. Cu cât este mai mare, cu atât este mai sever. Asta cuprinde necroza a unei bucăți a pancreasului mai mare sau mai mică, a prezenței fuzeilor mai mari sau mai mici, a prezenței dilatațiilor intestinale. Computer tomografia are diferite variante. La noi este o computer tomografie spiralată, este și ceva mai sofisticat. În ce privește rezonanța magnetică nucleară, nu se practică în mod obișnuit, pentru că este o explorare mai costisitoare și nu ar arăta ceva în plus față de computer tomografie, pentru că computer tomografia acoperă, adică poate da un diagnostic sigur de pancreatită fără ca să mai facem și rezonanța magnetică nucleară, care are și, bineînțeles, plusurile ei, cum ar fi stabilirea cauzei etiologiei biliare, care nu este văzută computer tomografic cu calculi, radiotransparenți sau tumori. Da. Mai facem alte investigații macistice sau astea sunt suficiente de a ne pune diagnosticul de pancreatită? Sunt suficiente, bineînțeles, la numai decât trebuie să facem radiografia abdominală pe gol, cum ați spus, de ansa santinele. Sunt la îndemâna... Mai simplu un pic, da? Sunt la îndemâna tuturor spitalelor. De asemenea, radiografia toracică, pentru că într-o pancreatită adesea apar pleureziile, care e indice de severitate. Cam atât. Mai putem face, bineînțeles, puncții abdominale, că atunci când este lichid, iar în dependență de culoarea lichidului, de la culoarea paiului la culoarea coniacului, să zicem, dar este un indice de severitate, însă nu este recomandabil pentru că, cum o să spun, la tratament o operație sau o puncție poate infecta acest lichid care nu este deloc benefic pacientului. Domnule doctor, o să vă rog în continuare să ne referim la evoluție și la complicații, dar înainte de asta vreau să vă spun că ați primit două telefoane de la doamna Emilia și la doamna Silvia, care în principiu întreabă același lucru. Cum aș putea lua legătura cu domnul doctor, întreabă doamna Emilia, și unde poate fi găsit domnul doctor, întreabă doamna Silvia? Mă găsiți la spital. Deci la spitalul județean, la ambulatorul integrat, da?
Da, sau la policlinică la Bucovina. Sau la policlinică la Bucovina. Mergeți tot timpul la policlinică la Bucovina sau aveți... Am un program, luni, vineri, dimineață, rest după masă. Restul după amiază. De la ce oră? De la 12. Dacă la 12 mă găsesc. La 12 mă găsește la policlinică. Deci, doamna Emilia, doamna Silvia, sper că sunteți, v-ați lămurit unde găsesc pe domnul doctor. Haideți să ne referim la evoluția acestei boli și eventuale complicații care se produc. Deci, evoluția pancreatitei este imprevizibilă. Este, în multe cazuri, cu o rezoluție simplă. Pacienții o pot suporta chiar și acasă, într-o pancreatită de formă simplă, acuzând grețuri, vărsături, o zi, două. Bineînțeles, nu mănâncă ei nimic, iar postul acesta este un tratament. Da? Deci, pur și simplu, pune în repaus a glandei, deci este... În repaus a pancreasului, adică acest post, este un tratament. Da? De obicei se întâmplă după ce se face un abuz alimentar la sărbători cu băuturi. Când vomitați, când vă doare burta, aveți pancreatită de cel mai multe ori. Da? Care se rezolvă prin fermenți pancreatici, sunt diverse pastile sau repaus alimentar. Deci, de cel mai multe ori este pancreatită. Deci rezolvarea asta de care spuneți în formule foarte ușoare, da? Bineînțeles. În rest, nu cred că indicați bolnavilor să stea acasă cu această boală. Atunci când pacientul are durere abdominală, când are distensie abdominală, când are grețuri, vărsături, are un edem, umflare țesuturilor, are icter. De cel mai multe ori, atunci nici pacienții nu vor să stea acasă, vin la spital, însă mulți pacienți vin foarte gravi. Iar în evoluția pancreatitei, fiecare oră este decisivă. Adică, cu cât mai repede se începe tratamentul, cu atât este mai scade acest prognostic de severitate. Dacă se stă, dacă se deshidratează, dacă apare insuficiența unui organ, a unui singur organ, atunci prognosticul de severitate este crescut. Să înțeleg că vreți să continuăm cu tratamentul. Aș putea să mai spun despre evoluția patologică a pancreatitei, ce se întâmplă în burță. Când are loc această digestie a pancreasului, se eliberează enzimele atât în circulația sangvină, cu intoxicarea întregului organism, cât și local, adică în cavitatea peritoneală, în burtă. Apare pancreatita enzimatică de la început, care mai apoi poate să continue cu alt fel de peritonită, o peritonită infectată, purulentă. Da? Pancreatita aceasta severă, despre ea o să vorbesc, la digestia pancreasului are loc și digestia vaselor de sânge cu apariția hemoragiei și apariția pancreatitei necrotico-hemoragice. În această pancreatită, cu un prognostic foarte rezervat, apare sângele acesta care foarte ușor se și infectează, dar are loc resorpția lui. Cu creșterea imediată a probelor renale, a urei și a creatininei, care duc la insuficiență renală prin blocarea rinichilor. Cu cât mai mult trece timpul, această peritonită duce la paralizia intestinală, cu apariția ileusului, a ocluziei, și cu cât crește în dimensiune colonul intestinului, apare transpoziția bacteriană, adică bacteriile care într-o pareză intestinală se multiplică foarte vertiginos,
prin micropor, prin mici fisuri intestinale, adică nu perforații intestinale, pătrund în acest lichid intraabdominal cu infectarea pancreatitei, cu infectarea peritonitei. Odată apărută peritonita aceasta purulentă, prognosticul este foarte rezervat. Foarte rezervat, adică șanse de viață, de supraviețuire minime, da? Da. Apare când această pancreatită aduce la distensie abdominală, apare o presiune abdominală foarte crescută. Presiunea aceasta exercită asupra vaselor sangvine colabându-le, adică fluxul mezenteric este redus. Asta și duce, este un motiv de apariția ileusului. Apare pareza gastrică, din cauza aceasta vomită pacientul, din cauza asta are stază gastrică. De asemenea, duce la hipoperfuzia tisulară cu apariția acidozei metabolice. De asemenea, această presiune duce la insuficiență respiratorie, o presiune intraabdominală foarte crescută afectează excursia toracică, apare printre altele și pleurezia, iar volumul respirator este foarte mic. Pacientul nu poate respira. Când presiunea abdominală depășește 30-40 de centimetri coloană de apă, este indicația absolută operatorie. Dacă ziceam că nu este foarte bine de operat sau nu e foarte bine de făcut puncție, atunci când apare aceste insuficiențe de organe, când presiunea abdominală este mai mare de 30, este indicația absolută chirurgicală. Deci nu ne repezim la pancreatită să-l operăm imediat. Nu. Deci îl tratăm, dar când această presiune crește, atunci înseamnă că nu mai are... Atunci când pacientul are analizele înspre îmbunătățire. Când probele renale sunt bune, pacientul are diureză păstrată, când pacientul are toleranță digestivă, atunci este mai bine de așteptat de făcut tratament medicamentos, bineînțeles sub observație chirurgicală. Da. Domnule doctor, încet, încet am alunecat spre tratament. Da. Haideți înțeles să vedem că nu facem tratamentul imediat chirurgical. De ce arsenal terapeutic beneficiem pentru această boală? În primul rând vreau să zic că pancreatita nu este de apanajul chirurgiei. Este de la început. Este o boală pe care o tratează gastroenterologia. Dar de care toată lumea fuge, având în vedere evoluția ei. Evoluția ei imprevizibilă. Atunci, acești pacienți nimeresc la chirurgie, unde sunt observați în evoluție, cu analize, cu imagistică respectivă, pentru că dacă e nevoie de intervenție chirurgicală, să l-ai în loc. E mai bine când te ocupi de un pacient de la început până la sfârșit. Deci, prin cum tratăm medicamentul sunt, da? În primul rând, acești pacienți care ajung la noi pe secție, nu le spunem, nu mâncați. Da? Este acest post care pune în repaus tractul digestiv, glanda pancreatică. Dacă această, pentru că totul se face prin mecanisme reflexe. Odată ce este prezent alimente în tubul digestiv, are loc secreția pancreatică. Are loc contractarea vezicii biliare. Deci, dacă nu oprim alimentația, nu oprim acest cerc vicios. Deși sunt și alte cercuri care nu le putem întrerupe prin alimentație, măcar unele dintre ele care ne stau la dispoziție, le putem întrerupe. Mulți dintre ei vor necesita sondă nazogastrică pentru golirea conținutului gastric,
pentru că pacienții au pareza aceasta a stomacului, acuzând grețuri, iar acasă vărsături, pentru ca să nu mai vomite și la spital. Se face acest sondaj nazogastric cu evacuarea conținutului gastric. Bineînțeles, se trece la reechilibrarea hidroelectrolitică a pacientului, adică la acele perfuzii, pentru că această distensie abdominală de multe ori nu este datorată doar parezei intestinale cu creșterea în volum a anselor intestinale, ci cu reținerea lichidului în spațiile intestinale, adică intraluminal, cât și în țesuturi, adică apariția acelor fuzee peripancreatice. Astfel, deși el este plin de apă, nu este apă îndeajuns în circulație, adică în vasele de sânge. Deci, acum avem nevoie de reechilibrare hidroelectrolitică cu punerea și, de asemenea, și alimentație parenterală. Reechilibrarea această hidroelectrolitică trebuie să avem în vedere că unele dintre ioni, adică cum este calciu, este foarte mic, adică un pacient în pancreatită are hipocalcemie. Pentru că o să vedem la un filmuleț mai spre sfârșit, unde se ved pete de citosteatonecroză, adică apariția unui fel de săpun. Săpun, da. Săpun, da, care consumă acest calciu. Da? Deci trebuie să punem calciu. De asemenea, are loc o hipopotasemie, hiponatremie. Când acești desăruri sunt absente sau cantități insuficiente în sânge, atunci are loc extravasarea lichidului în periferie, în țesuturi, cu apariția edemului. Deci, noi trebuie să restabilim condițiile optime în sânge. Încet, încet, deci l-am tratat, nu merge bine. Sau merge bine. Care este locul intervenției chirurgicale în tratamentul pancreatitei acute? Dacă am constatat o etiologie biliară, atunci trebuie să rezolvăm această etiologie. Se scoate vezica biliară cu potențiale dăunători, adică calculi. Deci întrerupem acel cer vicios, da? Deci acei calculi care fac mai mult rău. Am înțeles că ați pregătit și un filmuleț pentru... Acel filmuleț se referă la o pancreatită, nu este o colecistectomie, este o pancreatită văzută laparoscopic. Da, regia, dacă puteți să ne puneți. Acestea sunt petele de citosteatonecroză, petele mai albe, aflate pe peretele anterior abdominal, văzut din burtă. Acolo s-a făcut o colecistectomie, ăla este colecistul. Da? Vedeți și false membrane care aderă ficatul de diafrag. Și aici sunt aderențe. Probabil au avut și pancreatită, aici peritonit, aici nu se vede. Aici are loc liza aderențelor. Deci se taie aderențele, da, respective. Da? Sunt niște aderențe dintre marile plon și perete. Deci nu arată frumos o pancreatită văzută din interior. Da, nici așa. Tratamentul pacienților acestora și monitorizarea lor se face de obicei în terapie intensivă, pentru că sunt pacienți instabili din punct de vedere hemodinamic, respirator și funcția renală este deteriorată. Majoritatea au nevoie de introducerea sărurilor aceasta prin catetere venoase centrale, monitorizarea presiunii venoase centrale prin acest cateter, sondaj vezical,
pentru monitorizarea de ureze, dar și pentru monitorizarea presiunii intraabdominale. Atunci când conlucrăm cu medicii anesteziști, de obicei ei ne spun, tați, pacientul este mai rău sau este mai bine, este în grija lor. Momentul oportun pentru intervenție chirurgicală este stabilit de comun acord, pentru că o intervenție chirurgicală la un pacient dezechilibrat nu numai decât îi face bine. Da? Deci trebuie de stabilit, de cântărit riscurile, de explicat familiei, pentru că acest... Nu prea aici mai vorbi, că asta e ca o, da, e ca o legumă aproape. Pentru că o pancreatită severă are șanse mici pentru supraviețuire. Deci această dramă abdominală este o dramă și socială, este și pentru familie o dramă, și pentru medici este o dramă, pentru că nu de multe ori poți chiar să-i faci ceva. O pancreatită atunci când s-au digerat și intestinele, și stomacul, vezica biliară, are loc o gangrenă locală, hemoragie, pacientul este anemic, un tratament agresiv îl poate afecta și mai rău, se mai practică dializă la insuficiență renală, adică acești pacienți au un prognostic foarte rezervat pentru supraviețuire. Deci, da. Vreau să subliniez aici că tratamentul acestei pancreatite acute se face cu costuri foarte mari. Deci foarte mari. Reprezintă un efort bugetar foarte mare pentru un spital care are în grijă un asemenea bolnav. Acești pancreatiți și stau internați foarte mult timp, până la câteva luni uneori. Costurile se referă și la antibioterapie, pentru că nu toate antibioticele au penetrație pancreatică. Trebuie să menționăm despre TNA, care este favorizat în pancreatite. De asemenea, despre ocreotide, despre cel sandostatin, sunt niște medicamente care opresc secreția pancreatică, însă de multe ori nu au efectul scontat. Atâta cât mai este secreție. Da. Acești pacienți nu am menționat toate. Așa, însă acest pancreas este și exocrin, dar este și endocrin, adică are hormoni, adică care secretă glucagon și insulină, care au rol în metabolismul glucidelor. Deci mulți pacienți, atunci când are loc lezarea cozii pancreatice, acolo unde sunt mai multe aceste insulocite, devin diabetici. Să mai căptușești cu un diabet zahărat. Da. Ca să fie... Adică și mai ales sunt cu un diabet inaugural, dar și dezechilibrat. Adică au și glicemii 500, 600. Da? Când lucrăm cu toate disciplinele pentru acești pacienți. Adică impun niște costuri foarte ridicate, o durată de spitalizare foarte mare și... nu de multe ori și un succes terapeutic. Da. Domnule doctor, mulțumim pentru participare. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă așteptăm și altă dată cu mare plăcere. Dacă ne mai prezentați niște filmulețe de la care ne-ați prezentat, au fost superbe. Stimați ascultători, emisiunea noastră s-a terminat. Vă dorim noapte bună.